Vă salut! E dimineață, e 9 și ceva, 10. Și cum am zis în clipul de aseară, am revenit să văd cum se prezintă furtunele de la alimentarea cu motorină de la Seat. Și după cum se vede, furtunul pe care vine motorina de alimentare este plin. O singură bulă mică de aer are aici. Nu văd eu ce probleme să facă bula asta de aer la pornire. Numai furtunul de retur este puțin gol. Până aici, de aici până aici. Aseară când am filmat eu aseară, era plin complet și ăsta și ăsta. Deci se pare că motorina rămâne în instalație, nu se întoarce în rezervor, cum am zis, cum bănuiam eu că se întâmplă. Acum, chiar nu știu ce să mai zic, care ar fi problema de pornește greu. Chiar nu știu. Asta am rămăsese ca ultimă speranță, ca să zic așa, că aș rezolva problema prin faptul că s-ar goli instalația de alimentare. Dar după cum se vede, instalația este plină. O singură bulă mică de aer. Deci, nu știu ce aș mai putea să verific mai departe. Și aici aerul ăsta bănuiesc eu că l-a tras pe aici. Pentru că văd niște motori în cursă și aici partea asta e udă. Nu le-am mai pus coliere la furtunile astea pentru că au intrat la fix pe păștuț. Oricum nu o să merg cu ele, o să pun tot furtunile originale, dar astea le-am pus așa pentru a vedea dacă se golește instalația. Se pare că nu se golește și că rămâne amorsată și că alta este problema. Chiar nu mai știu ce să mai verific, ce să mai schimb, ce să mai fac. Până la urmă mă resemnez și îl las așa. Asta e. Cât o să mai meargă, o să mai meargă așa și cu asta basta. Problemele sunt doar la prima pornire, după care nu mai am niciun fel de problemă. Mașina pornește și merge bine. Da. Să încerc să pun telefonul cumva. Să vedem dacă filmează aici. Dar nu filmează. Bine pus aici. Nu am unde să-l pun ca să încerc să și pornim. Să vedem și cum ar porni. O să-l iau cu mine înăuntru. Dacă tot am venit până aici, cu toate că omor bateria dacă pornesc și nu plec nicăieri ca să o încarc. Dar o să încerc să și pornesc. Să vedem după ce am schimbat sonda aia dacă are vreun efect. Dar nu văd să fie problema. Dar acolo mai rămâne o singură soluție la cineva cu un tester să văd dacă nu cumva am vreo eroare stocată în calculator care nu îi dă voie la mașină să
pornească sau cine știe. Nu știu ce aș mai putea să mai verific, aș mai putea să mai verific compresia, dar bănuiesc că din moment ce mașina nu consumă ulei și compresia ar trebui să fie bună, pentru că dacă ar avea probleme la compresie, cred că ar consuma și ulei. În schimb, mașina nu consumă ulei. Singura problemă pe care o am e asta cu prima pornire, la rece sau la cald, plus că scoate niște fum albastru. Cred și tot datorită faptului că nu pornește cum trebuie și merge întrerupt câteva minute la relanti. Nu știu. Momentan nu o să-i mai fac nimic. O las așa pentru că mi-a mâncat și banii și nervii. Vă salut, las clipul ăsta, o să-l urc pe YouTube. Dacă aveți păreri, lăsați-le în comentarii, o să le citesc pe toate. La revedere și numai bine!